După un prim val de concedieri la începutul anului, și această toamnă vine cu reduceri de personal în industria IT. Specialiștii vorbesc despre sute de oameni care au rămas deja fără loc de muncă. Și asta în condițiile în care domeniul a cunoscut o creștere explozivă în economie. Cum decurg concedierile potrivit celor care au trecut deja prin asta? De regulă sunt chemați la discuții pentru înțelegeri amiabile, dar sunt și situații în care primesc vestea prin e-mail ori sunt lăsați pe anumite funcții care nu se mai regăsesc în organigramă cei care au promis marea cu acum câteva luni sau câțiva ani, nu mai pot să livreze treaba asta către angajați și atunci trebuie să scape de ei. Le bagă sub nas uh, aceste hârtii, îi cheamă la o întâlnire, de oamenii nu știu dinainte care este subiectul discuției și li se pune în față un laptop sau o tabletă pe care e un document. Există micșorări de echipe pentru companiile de tehnologie care uh, fac produse și acum când se termină banii, ajustează și dimensiunea echipei, se ajustează și cheltuierile. Într-o postare pe blogul personal, un jucător global din industria de programare, care controlează printre altele mai multe magazine online și platforme din România, a anunțat că a concediat 28% dintre angajați, mare parte programatori. La fel și o platformă cunoscută de locuri de muncă a disponibilizat aproape 700 de angajați ca urmare a ritmului lent de creștere a veniturilor. Concedieri au fost și la o firmă de consultanță în management și soluții tehnologice cu sute de angajați și în România. Sunt destui de angajați care ne-au contactat spunându-ne că trec prin planul de chiar din companii altfel foarte celebre, care aveau mici nuclee de angajați în România. Discutăm de sute de poziții, probabil, la nivel de întreagă industrie. Pe de altă parte, inteligența artificială a dus la automatizare, iar proiectele se fac acum cu bugete mai mici și oameni mai puțini, mai ales că noile modificări fiscale pun o presiune suplimentară pe companii.